Dacă nu știați, este cea mai mitică lege de arte românești, în curând o să împlinească 40 de ani de existență. Și uite că acum își deschide din nou porțile pentru ediția a doua a ceea ce noi numim Ars Amatoria, o expoziție colectivă a celor care iubesc arta și vor să demonstreze că au veleități artistice vizibile, care sunt pe simeze, se pot vedea clar. Eu întotdeauna mă bucur când avem oaspeți în oraș, avem foarte multe lucruri de arătat în Măinești. Printre altele, faptul că sunt patru galerii de artă și un centru cultural ne mai pomenit. Așa că e bine de știut că sunteți bineveniți aici, pentru că trebuie să vreți să faceți ceva. Da? Vă mulțumim și salutați pe toți cei prezenți. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați reușit să veniți la Măinești, frumosul nostru oraș, pe vreme așa de frumoasă cum este cea de afară acum, într-o galerie care vibrează de emoție. Vreau să numim și salutările domnului primar Valentin Bieru, care din păcate este plecat în localitate într-o delegație la București. Suntem cu toți iubitori de artă, pentru că eu consider că arta ne reprezintă, iar emoția artistului nu poate fi transmis nicicum mai bine decât prin artă. Se vede starea lui de fapt, se vede emoția care a încercat să o pună și să ne-o transpună prin frumoasele picturi pe care îl reprezintă. Domnul Tănase este un membru foarte activ în comunitatea noastră și drept dovadă galeriile pe care le-a făcut vibrează de emoția dânsului, pentru că știu cât suflet pune și câtă dăruire trebuie pentru a concepe asemenea obiecte de artă. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și... Și se încadrează în acele... Cu siguranță. Artistul, în esența lui, este un tot unitar. Da, corect. Bine, vreau să te rog să ne prezinți expoziția și să ne spui câteva cuvinte, că inițiatorul acestei Ars Amatoria tu ești. Așa da, că... bună ziua, prima dată tuturor. Îmi pare bine că ați venit, cei câți ați putut, cei pe care eu i-am invitat. Eu eram aici alături cu doamna Serena Rifacău, doamna Irina Benchea și doamna Diaconu Gianina. Invitații mei pentru această expoziție, noi suntem un grup de artiști pe care încercăm să le expunem mai multe orașe, acum la Măinești, de această expoziție luminată care domnul Vărău Căstea mă sprijină mereu necondiționat, doamnul primar și toți cei din primărie, ne dau până dreapta să facem tot ce dorim, totul era la alegerea noastră. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru prezență și la cât mai multe vă așteptăm mereu de fiecare dată cu brațele deschise să priviți ceea ce noi, aceste momente de fapt sunt, aceste picturi sunt niște momente pe care noi le trăim atunci când creăm în atelierele noastre. Și da. Le dăruiți. Și le dăruiți, da, exact. Am stat puțin cu întâși doamne Serena, pentru care vreau să vă anunț că la sfârșit dânsa este și o scriitoare foarte bună, care la sfârșit o să vă recite ceva din poeziile sale. Da, mulțumesc, mă emoționează total. Bună ziua, sunt onorată să mă aflu în orașul dumneavoastră. Grație prietenului meu, George, cum place să spun, am ajuns la dumneavoastră. Sunteți în oraș plin de surprize, cu oameni minunați care vă oferă ceea ce vă oferă, iubitori de artă și de frumos, ceea ce nu se întâmplă chiar în fiecare oraș din țară și e mare lucru și e bine să vă bucurați de ceea ce vi se oferă. Noi am ajuns aici la invitația lui George, bineînțeles, am venit și eu cu câteva picturi, o parte din ceea ce fac eu. Eu pictez din plăcere, scriu din plăcere, mai cânt din plăcere, iubesc frumos arta în general. Mă bucur că ați venit și vă mulțumim. Mulțumim și oficialităților din oraș. Și sper să ne revedem curând și în alte ocazii. Chiar mi-a spus domnul că se pot face și lansare de carte. S-ar putea să ajung și eu cu lansare de carte aici la dumneavoastră, nu bună, poate chiar cu mai multe. Și sper să vă placă ceea ce vedeți și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și cu drag. Doamna Irina, vă mulțumesc că ați venit, mulțumesc că celor care m-au invitat. Eu vin cu ce
ceva inedit în cadrul galeriei. Am design vestimentar și datorită lui George am reușit să aduc în galerie și această artă. Până la urmă e tot culoare, e muncă, e creație. Sper să vă placă și să mai vin la dumneavoastră. Mulțumesc mult! Da, e grupatul central de acolo. Ne-am străduit să-l punem în valoare. Da, doamna Jena, vreți să-ți spui? Da, eu vreau să vă mulțumesc tuturor că ați venit să ne vedeți. Vreau să mulțumesc instituției că ne-a permis și ne-a dat oportunitatea de a spune aici și nimic mai mult. Vreau să las arta mea să vorbească pentru mine, nu sunt chiar și vorbăreați. Sigur, așa la obiect, mulțumim. Mulțumim. Da, doamna Jena, dacă... Ea nu ne e deschisă pentru o perioadă neprecizată la acest moment. Cu siguranță că Ovidiu e o gazdă foarte bună. Lăsa asta vreo ori de aici, pentru că e deschis. Da, vă mulțumim. S-au auzit poemele. Da, am să citesc o poezie. Am pus-o eu chiar la preambul afișului galeriei dumneavoastră și văd că a plăcut. Din Libertatea de a fi, Libertatea de a fi. Am și un tablou acolo de oferta cărții, am ales-o ca și tablou de altfel. Musafirul din ramă, că toți suntem în ramă aici și consider că atunci când pictăm, există un spirit într-o pânză, un musafir care ia forma unui înger, unui iubit, unei muze, fiecare, ce îl inspiră fiecare. Deci, musafirul din ramă, mi te plimbi mereu prin gânduri, înger, forme și cuvinte. Eu te așez cuvinte în ramă, cursul vieții înainte. Când pe nouă de zăpadă te așezi tu, înger trist, te cuprind cu îmbrățișare și-ți șoptesc că eu exist. Nici distanța și nici timpul nu vor șterge din retină tot ce îngerul șoptește îmi arată în lumină. E o înțelegere tacită de iubire și destin, îngerul cuprins de sete traversează clandestin. Cum pe cer răsare luna, uinărește ca o stea, mă gândește să îmi fure sufletul și dragostea. Are o aripă zdrobită de iubire și de dor și pătrund ușor în casă, plin de-al său amor. Simt cu sufletul la pasă, mă trezește cu un sărut, încerc să îl iau în brațe, dar în vis a dispărut. Tulburată, dimineață, rouă, forme și cuvinte, îl așez din nou în ramă, cursul vieții înainte. Citesc o poezie dintr-un următor volum, Alfabet. Consider că întotdeauna ne reinventăm, chiar și după pandemie, și în orice momente din viață care nu sunt întotdeauna vesele, fiecare trece printr-o perioadă mai bună sau mai rea. Și atunci mi-a venit această poezie, Alfabet. Suntem două cuvinte care nu-și găsesc sensul între rânduri pierdute, printre vânturi și ploi. Când o literă zboară dintr-o ceașcă amară, căutându-și sintagma vieții înapoi. Se imprimă acid, cuvintele în palmă, semințele sunt litere necunoscute între linii, în clocot dau stinghere minutele iubirii, în dreptul inimii răsar ciulinii. Cuvinte ce țipă, cuvinte ce dor, cuvinte ce-și vasă în strigăt viespal, sunt iad fără foc, despicate de lună, cuvinte și nori ce vasă paharul. Mă îmbrac în cuvinte ce se nască de ziua, respir praf de viață dimineața în zor, când flori de cuvinte astupă morminte, refac alfabetul ori de câte ori. Mulțumesc, nu vreau să vă plictisesc foarte multe. Declarăm dispoziția deschisă. Vă rog să dialogați cu autorii prezenți astăzi aici la noi. Și, George, te rog să ne transmiți tuturor celorlalți că sunt bineveniți să vină să vadă expoziția acolo. Da, sigur, sigur. Da? Vă mulțumim frumos. Mare plăcerea de partea noastră. Da, să ne vedem cândva și într-o zonă mult mai mare. Deci eu, într-o zonă, mai m-am exprimat greșit. Într-un număr cât mai mare de artiști, va urma o tablă. Ai spus că faci o tablă, da, asta. Da, exact. Asta înseamnă un ansamblu mult mai complex, mult mai mulți artiști, care eu îi voi aduce de la sine.
Sighe de la... În toată țara. Și pare că mai avem de 30 de artiști din toată țara, noi ne strângem și vreau să duc pe toți la Măinești să arătăm la șansă. Să reunim România la Măinești. Exact. Pentru să arătăți voi simt toate patru care vreau de dat. Dacă e nevoie de dat. Da. Încă o dată declarăm în galeria deschisă și expoziția deschisă și puteți să fie acolo o plăjire.